generația studenților de astăzi ar trebui să răspundă provocărilor de astăzi. Cred că tinerii români, mai cu seamă tinerii studenți români, sau poate chiar și absolvenți, au o misiune destul de importantă. Această misiune încerc să o pun într-un context istoric, pentru că identitatea noastră este dată de identitatea strămoșilor noștri. Și aici vreau să amintesc puțin o afirmație pe care Mircea Eliade a susținut-o, și anume aceea că generația lui a fost aceea care s-a putut dărui în mod deplin culturii. Și de ce a fost acest aspect important? Pentru că generațiile dinaintea lui nu au reușit să facă acest lucru, pentru că au trebuit să meargă spre idealul național, spre un ideal al unirii și spre un ideal al jertfei. Fiecare dintre cei de dinaintea lui Eliade, și aici putem să începem poate cu Mihai Eminescu, cu generația pașoptistă, poate chiar puțin mai devreme, s-au gândit la român, s-au gândit la România, s-au gândit la un vis național și la un ideal. Generația studenților de astăzi, spre o deosebire de aceea, ar trebui să meargă mai mult spre ieșirea din sine, spre a ieși din egoismul acesta, poate consumist sau consumerist, și ar trebui să se dăruiască celuilalt. Dar dăruirea aceasta ar fi, pe de-o parte, către cei dinaintea noastră, către înaintași, și aici putem să răspundem imediat părinților noștri care au investit în noi. Și chiar dacă o parte dintre noi ne-au încurajat să părăsim țara, poate că ar trebui să luăm exemplul celor cu mult dinaintea lor și să încercăm să ne facem măsura noastră în această țară. Poate că potențialul nostru și-ar găsi cu adevărat împlinirea dacă l-am oferi către tinerii ceilalți români care n-au avut parte de studii sau care au reușit să facă studii, dar cu un cost destul de ridicat. Generația noastră de studenți români, chiar dacă a făcut studiul în România sau în afara țării, ar fi importantă atât pentru cei de astăzi, pentru a face o viață mai bună, pentru cei de peste 10 ani, dar poate și cei de peste 100-150 de ani își vor aminti despre jertfa pe care noi am îndrăznit să o facem. Pentru că, până la urmă, generația studenților de astăzi ar trebui să-și dea seama că dorința de a face ceva este mult mai puternică atunci când ai un curaj tineresc și atunci când nu lași lucrurile să meargă ca victime ale istoriei.